După multe căutări, de la 600 de kilometri distanță, direct în ansamblul Good Residence. Astăzi stăm de vorbă cu familia Brânză și aflăm povestea lor. De ce ați ales ansamblul Good Residence? Am ales aici, în primul rând, pentru că mi-a plăcut foarte mult zona. Are toate utilitățile, asta a fost ideea de bază. Are apă, canal, gaz. Am fost și în altă parte, dar nu aveau toate utilitățile și am decis să aici să ne mutăm. Asta a fost principalul argument. Da. Ce v-a plăcut în mod special aici? Liniștea, pădurea, aerul. Și asta, că este casa, ne-a plăcut foarte mult cum este, aranjată, compartimentată. Asta mi-a plăcut foarte mult aici. Ce ne puteți spune despre relația cu echipa Good Residence? Este foarte bună. Dacă am avut o problemă, ne-a rezolvat-o imediat. Doamna Nicoleta a fost foarte de treabă și am avut probleme la început cu apa, cu canalul, dar s-a rezolvat totul. Da. De ce ați plecat din Arad și ați venit aici? Pentru nepoțel. Ăsta a fost singurul motiv, adică nu singur, cel mai important lucru pentru care am venit aici. Pentru că era foarte greu să venim Arad, București, veneam aproape și a fost că lună că veneam de două ori și drumul e foarte lung și autostrada este tot mai puțin în loc să fie mai mult și asta a fost motivul, să venim aproape de familia gemele. Vila 32, cu ce s-a diferențiat față de celelalte vile? Faptul că are mai mult teren aici, a fost canalul din spate care e foarte, ne-a plăcut foarte mult câmpul din spatele casei, adică, da, din spatele casei este și faptul că este mai mult teren, așa, ăsta ni s-a părut nou, am fost vreo 3 sau 4 case, am văzut, dar asta, nu știu, ne-a plăcut mai mult. Poate terenul, în primul rând terenul, că e 600 și ceva, a fost 608 sau eu știu ceva asemănător, da. În primul rând am mai căutat și în alte zone și nu ne-a convenit din cauza utilităților și a distanței și chiar dacă era mai aproape, mai era o barieră pe acolo, pe undeva și aici zona e foarte frumoasă, naturală, casa e finisată frumos, am observat de la început, chiar au avut meșteșuri la gresie, faianță, la zugrăvit, la... și în general e lucrată destul de rezistent casa, pentru că știu că am făcut și eu niște lucrări și am simțit rezistența casei. Și e o casă normală, pentru ce ne-am dorit noi, nu știu, alții ce-și doresc, dar suficient cât să trăiască o familie pentru chiar cu 2-3 copii și poate să stea. Terenul, grădina e destul de mare, frumoasă, se poate face ceva în grădină, se poate aranja cu pe pofta inimii, așa, se poate construi în grădină câte o căsuță, ține un cățel și alte animăluțe dacă vrea omul.